Bună seara, stimați telespectatori, bună seara, domnule profesor. Bună seara. Domnul profesor Valentin Popa, pentru cei care l-au uitat, pentru că noi am mai făcut emisiuni împreună. E adevărat, nu în studio, noi am făcut emisiune direct la Muzeul Brăile Carol I, unde am încercat să-i cinstim pe oamenii de valoare ai orașului, îndeoseb despre cei care au studiat filozofia și sociologia. Pentru că dumneavoastră sunteți profesor de filozofie și specializat în sociologie. Astăzi vorbim despre domnul Petre Andrei, domnul profesor Petre Andrei, care s-a stins acum 80 de ani și care înseamnă pentru Brăila sau pentru cei care încă mai cred că Brăila a avut și are oameni de bună calitate, a însemnat un mare pas înainte. Vă rog. Da, iată, anul acesta Brăila cinstește numele a doi mari gânditori români, Nae Ionescu, Petre Andrei. Amândoi au murit în același an, Nae Ionescu de inimă în martie 1940, Petre Andrei s-a sinucis în 4 octombrie 1940. Ei au fost aproape de aceeași vârstă, doar un an diferență, în sensul că Nae Ionescu s-a născut în 1890, iar Petre Andrei în 1891. 49 de ani, amândoi au murit la o vârstă care nu semna nici măcar 50 de ani. Amândoi au trăit într-o epocă foarte tulbure, o epocă cumplită, aceea în care s-a pus problema dezmembrării și s-a și întâmplat asta, din păcate, în 1940, a dezmembrării teritoriale, după ce în 1918 România devenise mare, devenise întregită. Altă deosebire între Nae Ionescu și Petre Andrei a fost faptul că Petre Andrei a ales ca universitate pe cea din Iași, pe când Nae Ionescu pe cea din București. Dar atunci, în 1909, când Petre Andrei devine student la Iași, erau câteva figuri însemnate ale filozofiei și sociologiei românești la Iași. Era Ion Petrovici, mare filozof, fără îndoială, și Dimitrie Gusti. Da. Cel care l-a și remarcat. Cel care și Ion Petrovici, amândoi i-au remarcat calitățile intelectuale deosebite ale lui Petre Andrei. Altă deosebire ar fi faptul că Petre Andrei a făcut studii doctorale în Germania ca și Nae Ionescu, dar doctoratul l-a susținut la Universitatea din Iași. În momentul în care România a intrat în primul război mondial, Petre Andrei a cerut să fie trecut în forțele armate și să lupte pentru întregirea teritorială a țării. El nefiind obligat să facă din punct de vedere legal. Pentru că era orfan de tată. Era unicul întreținător al familiei. Exact. Nae Ionescu a fost prins de intrarea României în război în Germania la studii doctorale și a rămas acolo ca prizonier de război. Evident, nu putem să facem judecăți de valoare privind această stare de fapt, dar atitudinea lui Petre Andrei merită să fie prețuită din toate punctele de vedere. El a fost rănit în 1917, se recuperează într-un spital din Iași și apoi cere să fie din nou trimis pe front. Asta mi se pare un act și o atitudine de un patriotism de mare valoare. După ce războiul încetează, România intră în drepturile ei teritoriale,
Petre Andrei începe o carieră universitară deosebită. În 1922, după ce Dimitrie Gusti pleacă la București, se transferă la București, catedra rămânând vacantă, catedra de sociologie și etică, Petre Andrei ajunge, după mai multe, mă rog, tracasări, ajunge titular la această catedră de sociologie și etică. Predă cu mare succes în fața studenților, dat fiind abilitățile lui deosebite de comunicator, nu? Profesor cu un discurs strălucit, și publică diverse lucrări. Iată, s-a afișat aici Sociologia Revoluției, dar mai are Sociologia Generală. Aceasta e o carte, un volum care a fost editat în 1978. Și care are o poveste foarte interesantă. Are o poveste foarte interesantă, sigur că da. Publică și alte lucrări, iar în 1940, și când se sinucide, au dispărut din locuință, în urma acelei percheziției, au dispărut din locuință două lucrări voluminoase la vreo 600 de pagini, una de sociologia religiei și una de sociologie politică. Nu se știe unde au ajuns aceste documente, aceste texte care ar fi întregit opera sociologică a lui Petre Andrei. Domnule profesor, cu siguranță luate de legionari în casa lui atunci când a fost, când probabil au vrut să-și aresteze apoi, dar din nefericire n-au mai apucat, pentru că a făcut gestul pe care l-a făcut. Da. Și pentru care eu am convingerea, și sunt mulți care cred că este asta, că de fapt în felul acesta a fost împins să facă acest gest absolut îngrozitor, pentru că familia ar fi suferit teribil de pe urma arestării acestui profesor. Dar să nu uităm că la scurtă vreme după acest incident, Nicolae Iorga a fost și el săltat și trimis în și trimis în lumea celor drepți. Cu permisiunea dumneavoastră am să vă întrerup foarte puțin, pentru că ați început să vorbiți despre sociologia generală și să vă stârnesc cu un mic pasaj din introducerea acestei cărți pe care a scris-o în 1936. A publicat-o, da? Ea e mai veche, da. Da? Pentru că aici este explicația cum de a ajuns să scrie această carte. Dacă îmi permiteți, zice, lucrarea de față este rezultatul prelegerilor de sociologie generală ținute la Facultatele Filosofie și Litere din Iași. Conceput în atmosfera universitară, ea se întoarce tot către universitate, căci gândul meu se îndreaptă cu drag către studenți, cărora le dăruiesc această carte. În mintea mea însă își face loc și stăruie o întrebare obsedantă, și anume, și suntem aici într-o universitate, domnule profesor. Da, așa este. Sunt ei dispuși, studenții? Studenții. Să primească acest dar spiritual? Deci, 100 de ani în urmă, da? Starea lor sufletească de acum și preferințele pe care le au, așa cum se arată din manifestările lor, le îngăduie oare să se preocupe și de probleme de un ordin teoretic mai înalt? Un profesor german mărturisea nu demult că în sala de curs studenții par foarte departe de ceea ce le vorbește el de la catedră. Ba uneori avea chiar impresia unei surde ostilități din partea lor. N-aș putea spune același lucru despre atmosfera din sala de curs, continuă Petre Andrei. Dar lucrările seminariale, unde trebuie să intervină studentul în mod activ, unde se poate vedea personalitatea și pregătirea sa, se constată lipsa râvnei și entuziasmului studenților de odinioară. Am impresia că cei mai mulți se conformează acum unor obligații reglementare, îndeplinindu-și formal și rece îndatoririle, și atenție, pentru a obține cât mai repede diploma deschizătoare de drumuri practice în viață. Și închei acest citat din introducerea pe care și-a scris-o singur Petre Andrei la această carte monumentală. Și spun că e o carte monumentală pentru că 1977, da, în perioada comunistă, în care Petre Andrei a fost
ținut la o foarte mare distanță. Până în 70, până în 69, de fapt, da, când a fost prima manifestare omagială. Pentru că trebuie spus, în perioada lui de viață, de om adult, da, de om extraordinar, și dumneavoastră veți continua cu istoricul acestui personaj deosebit, da, a fost antibolșevic și antilegionar. N-a suferit niciuna dintre cele două extreme, da? Dar a avut de suferit de pe urma asta, pentru că și-a pierdut viața. Ei bine, omul acesta vorbește despre diferența dintre generații, care tot o bălăcărim noi, toată mass media, da? Că studenții învață, nu învață, fix la 100 de ani distanță. Oare cum o fi? Să vedem că într-o 100 de ani această problemă nu s-a lichidat, da? Și acum spunem că diplomele se fac, că școala se făcea pe vremuri bine, ce școală am făcut noi, ăștia de acum nu învață, nu citesc. Acum 100 de ani se vorbea la fel, inclusiv la Berlin. E interesant din punct de vedere sociologic, nu, domnule profesor? Da, de fapt, din ce ați citit, rezultă faptul că Petre Andrei a sesizat o evoluție nesatisfăcătoare a atitudinii studenților față de universitate. Cred că se referea la faptul că a penetrat prea mult spiritul politic în universitate în ultimele decenii. Să ne amintim că, în special, cei din forțele de dreapta, legionarii, desfășurau activități de violență chiar în spațiul universitar. Nu? Ne amintim cartea lui Mihail Sebastian de 2000 de ani, în care povestește violențele la care erau supuși studenții evrei din partea gardiștilor, din partea studenților legionari. Da, de la Garda de Fier. Da, da, da. Cred că la aspectul acesta face referință Petre Andrei, pentru că studenții în anii 30 și după 1933, după venirea lui Hitler la putere în Germania, studenții încep și ei să se frământe și dezvolte o atitudine politică de dreapta care cultiva violența, din păcate. Domnule profesor. Cultiva violența în universitate și asta îl deranja foarte mult pe savantul român. Da. Cu permisiunea noastră am să-i rog pe colegii din studio să pun undeva într-un colț unde o să reușească să găsească un timelapse despre istoria zbuciumată acestei Europe, pentru că noastră ați făcut o referire puțin mai înainte la faptul că a trăit Petre Andrei o perioadă grea a războiului, primul război mondial, care a fost cel mai, dar cu rugămintea să ne mai vedem și noi, dacă se poate. În momentul în care, vorbim despre această perioadă foarte zbuciumată, vorbim, din punct de vedere sociologic și politic, despre un alt fel de abordare a vieții. A vieții per ansamblu. Violența era la ea acasă în sensul pierderii vieților omenești. Oamenii se omorau în perioada interbelică. Am vorbit despre Iorga, dar au fost și alte crime. Crime politice. Nu erau doar crime pasionale sau mai știu eu cum. Iar el a trăit în această perioadă. A trăit în această perioadă cu funcții de rang înalt, de ministru secretar de stat, de ministru plin la câteva dintre ministerele importante, inclusiv la educație. La educație, da. Da, da, da. De altfel, în jurnalul politic care este publicat aici, în cartea Jurnal Memorialistică Corespondență, publicat în 1993, un volum editat de fiul savantului, de Petru P. Andrei. Aici se arată foarte clar faptul că în anul 1938, când a fost chemat, somat chiar, de către rege și de către cei care îl slujeau pe regele Carol al II-lea, să devină ministru, el a ajuns să se integreze în guvernul carlist din acea perioadă și să asiste neputincios la o serie de violențe de stat
Nu? E adevărat, în 39 legionari îl împușcă pe primul ministru care gestiona și care a gestionat și a fost responsabil de asasinarea lui Codreanu. Zela Codreanu. Așa, îl împușcă legionare și apoi guvernul ordonă împușcarea fără judecată, nu numai a făptuitorilor, dar și a încă vreo 300 de membri ai Gărzii de Fier aflați prin diverse penitenciare sau chiar luați de la domiciliu. Ei, asemenea violențe nu puteau fi acceptate de un om format în spiritul democratic, care a fost Petre Andrei. Petre Andrei, el a fost membru al Partidului Național Țărănesc din 1927, un partid care accepta regulile democrației iar în cadrul acestei formațiuni politice, el a fost mai apropiat de gruparea de stânga a PNţ-ului, nu de Mihalache, nu de Maniu. A fost chiar prieten cu Ion Mihalache, unul dintre fruntașii acestui partid. Și ca atare, el a avut un spirit democratic foarte evident și bine dirijat în atitudinile sale. Deci n-a putut să suporte aceste atrocități pe care le-a ordonat Carol al Doilea. Au fost Și momente foarte tulburi. foarte tulburi, Da. da. Să nu mă amint, să mai amintim apoi încă un fapt. Era încă ministru al educației și membru al Consiliului de Coroană când România primește ultimatumul din partea Uniunii Sovietice privind cedarea Basarabiei. Interesant e că doar vreo 5 dintre fruntașii politicii românești, dintre membrii Consiliului de Coroană, au cerut ca armata să reziste, ca armata să nu permită trecerea Nistrului de către trupele sovietice, printre care cel mai înverșunat s-a dovedit Nicolae Iorga. Petre Andrei, însă, având un spirit realist și judecând foarte bine situația țării de atunci, a zis așa: dacă conducerea armatei garantează că armata e pregătită pentru rezistență, de acord să se reziste. Dacă conducerea armatei cunoaște anumite slăbiciuni ale acestei instituții, atunci mai bine să cedăm teritoriul fără pierderi E omenești. un mod politic de a pune această Sigur. problemă, Și sigur. majoritatea membrilor Consiliului de Coroană, inclusiv Giurescu, nu mare istoric, au fost de această părere. Și în felul acesta România a rămas fără Basarabia și știm că au fost acolo și o serie de nenorociri. A fost începutul sfârșitului pentru România Mare. Pentru România Mare, Am să da. rog și pe, iertați-mă, am să Da. rog și pe colegii din regie să micșoreze de aici viteza timeline-ului, pentru că e o perioadă foarte interesantă care mă interesează foarte mult de a scoate, exact, de a scoate în relief cât de repede s-au schimbat lucrurile începând de pe 1300, da? În această Europa zbuciumată, pentru că în această perioadă România nu s-a confruntat doar cu această mișcare legionară care avea în spate fascismul și nazismul, fascismul italian, nazismul german, dar avea și bolșevici în coastă. Practic eram undeva în mijlocul unui triunghi, da? Aproape echilater, cu niște vârfuri de atac extraordinar de puternice. Da? Influența bolșevicilor în România era din ce în ce mai mare. Nu atât de mare pe cât a fost cea a fasciștilor, da. Dar asta nu înseamnă că în următorii ani, către 40, bolșevicii nu erau bine înșurubați în România. De altfel, nu le-au luat mai mult de 10 ani, după 1940, ca să transforme și România în ceea ce am trăit noi aproape 50 de ani.
O viață grea pentru un ministru. O viață grea pentru un ministru care a fost o bucată de timp și la educație și care a făcut sau a propus niște schimbări în zona meseriilor, de pildă, a școlilor, așa zis, profesionale, da? Cu totul speciale. Și care cred că au dăinuit până aproape în perioada comunistă, dacă mi-aduc bine aminte, după marea reformă începută de Spiru Haret. Da, sigur, asta a fost cumva o continuare a reformelor haretiene, fără îndoială. Dar apropo de situația României în acea perioadă, din jurnalul politic al lui Petre Andrei, nu sunt decât vreo 20 de pagini și merită citite cu foarte multă atenție, rezultă că România s-a trezit în 1940 în situația în care nu mai avea niciun fel de protecție din partea puterilor occidentale, pentru că Franța era deja cucerită de armatele germane, Anglia era și ea în rezervă, deci practic n-avea cine să mai susțină cauza românească în condițiile în care și presiunile Moscovei erau atât de puternice. Uriașe! Da, da, și în aceste condiții România a fost oarecum obligată să se apropie de Germania. Până atunci, până prin 40, România a încercat să rămână într-un fel de alianță tacită cu Vestul, cu Anglia și Franța. Acum nu se mai putea. Singura forță care putea să protejeze interesele românește au fost forțele din axa Berlin-Roma. Numai că acestea nu au acordat României avantajele care erau sperate. Împotriva, a urmat dictatul de la Viena, prin care România a pierdut jumătate din Transilvania. Ardealul de Nord. Ardealul de Nord, da. Domnule profesor, pentru mine este absolut interesant cum acest personaj, acest profesor, sociolog, un om care înțelegea din punct de vedere omenesc, da, ceea ce se întâmpla mult mai bine, mult mai complex decât ceilalți. Da. El este autorul acestei sociologii care, chiar în condițiile în care au trebuit să povestesc scurt povestea acestei sociologii generale, da? Chiar în perioada în care el a fost dat frumos deoparte pentru că era anticomunist, era antibolșevic, n-au putut să nu folosească această operă extraordinară, pentru că n-aveau alta mai bună, n-aveau deloc. Au scos pasaje întregi din carte, după vechiul și bunul obicei, da? Și l-au folosit ca atare. Cartea, pe ansamblu, s-a republicat, cred că 99, de către cei de la Polirom. Da. O carte care, o spun cu toată inima, nefiind sociolog, dar o spun cu toată inima că este o lectură cu totul specială pentru cei care vor să-și completeze cultura generală, pentru intelectualii care vor să rămână bine informați. O carte care, după cum ați văzut, este foarte actuală. Și poziționarea lui Petre Andrei în acest context internațional a fost iarăși deosebit, pentru că el nu era nici pro-german și cu toate astea a studiat în Germania, da, da, și știa destul de multe lucruri despre Germania și sigur a avut și influență, da? Nu era nici pro-bolșevic și a arătat-o cât se poate de clar și cu toate acestea a reușit să fie câțiva ani buni în politică, bine înșurubat într-un partid care pentru noi acum nu spune mare lucru, dar la vremea respectivă, PNţ-ul era cam singurul care păstra o cale dreaptă, nici pe stânga, nici pe dreapta, care era oarecum al poporului, Partidul Național Țărănesc. Dar, cu permisiunea dumneavoastră, domnule profesor, o să facem o foarte scurtă pauză publicitară și revenim îndată. Ok. Revenim după o foarte scurtă pauză publicitară, domnule profesor. Da, v-ați referit la apartenența lui la Partidul Național Țărănesc, un partid al poporului, nu? Ei, bine, Partidul Național Țărănesc, după ce ajunge la putere, începe să dezamăgească, pentru că începe să aplice cam aceleași tactici politice precum liberalii. Adică au renunțat la multe din
programul, de elementele de program politic favorabil, să spunem, clasii țărănești și s-a integrat perfect în structura aceasta a partidelor democratice, sigur că da. Petre Andrei a fost dezamăgit de aspectul acesta și mi-aduc aminte că și Naionescu Ionescu a pățit la fel. Naionescu a susținut Partidul Național Țărănesc până ce a ajuns la putere, după care și-a dat seama că nu este partidul care putea să aducă România la un alt nivel de funcționalitate și dezvoltare. Găsiți niște similitudini între perioada aceea, domnule profesor, și perioada 1996-2000, când noi cu toții ne-am bucurat foarte mult că au venit iarăși, nu, acea alianță la care țărăniștii erau cei mai tari. Convenția Democrată, Și simțim și acum simțim dezamăgirile, nu? Dezamăgirile, sigur că da. Și care s-au sfârșit și cu pieirea acestui partid. Da. Probabil că asta este logica guvernării. Trebuie să te integreze în niște cutume și în niște proceduri care dezamăgesc. Da. El a rămas, cum spuneam, atașat de orientarea cu care a venit în Partidul Național Țărănesc Ion Mihalache. Și ar fi dorit ca partidul să meargă în continuare pe această linie. Din păcate, a devenit un partid nou guvernamental care își vede de misiunea guvernării și cam atât, uitând promisiunile pe care le-a făcut în perioada opoziției antiliberale pe care a practicat-o până a ajuns la putere. Și apropo de Nae Ionescu, tot în jurnalul politic întâlnim și o referință la Nae Ionescu, dar mai ales într-un studiu al lui Petru P. Andrei, care mărturisește că în perioada în care a fost ministru al educației și Nae Ionescu era deținut politic al regimului lui Carol al II-lea, fiind în lagărul de la Miercurea Ciuc, și apoi după ce a fost, mă rog, pus în libertate. El a fost atunci, cum se cheamă, deținut de pentru ce vină, că era pro-legionar? Da, pentru asta, era sigur că da. Pentru asta a fost el deținut și Mircea Eliade, pentru că și el a făcut o politică în favoarea legiunii, au fost amândoi duși acolo. Nu? Și cei care au rămas aici în lagăr sau la Râmnicu Sărat, nu? Au fost omorâți o parte din ei ca represalii pentru asasinarea primului ministru Armand Călinescu. Deci, Nae Ionescu a cerut audiență la ministrul educației, după ce a fost eliberat pentru câteva luni, să fie repus în drepturi la universitate, să reprimească catedra. Și oricât s-a zbătut, Petre Andrei n-a reușit să ajute cu nimic pe concetățeanul său, tot brăilean, nu, Nae Ionescu. Da, într-adevăr, epoca a fost foarte grea. Dumneavoastră ați invocat motivele care l-au determinat să își pună capăt vieții. De altfel, găsim scrisorile, sunt publicate scrisorile către soție și către fii. Prin care justifică gestul. El vorbește acolo de presiuni extraordinare și de zdruncinarea nervilor, dar nu spune exact care sunt motivele. Avem în cartea aceasta, o mai arăt odată, avem aici și un articol publicat de Rădulescu Motru, marele filozof interbelic, Constantin Rădulescu Motru, în revista de filozofie în toamna lui 1940, deci veniseră deja legionare la putere împreună cu Antonescu
Și el, după ce vorbește foarte frumos despre opera științifică, sociologică a lui Petre Andrei, evident a simțit nevoia să se refere și la motivația sinuciderii. Nu știu dacă era în posesia unor confesiuni sau pur și simplu nu putea să vorbească altfel în perioada respectivă, pentru că, iată, el presupune că Petre Andrei și-ar fi pus capăt zilelor ca în urma unor remușcări cumplite, fiindcă a participat la acea decizie de a ceda Basarabia fără lupte. Așa spune... La prima vedere, motivații există. Da, așa spune Constantin Rădulescu Motru, dar noi știm din alte surse că, de fapt, erau presiuni foarte mari și, într-adevăr, cum ați subliniat și dumneavoastră, s-a întâmplat sinuciderea în prezența acelor membri ai legiunii care făceau percheziție. Pentru că atunci era perioada în care veniseră ei la putere. Sigur. Și șeful poliției era legionar. Era suficient în să găsească plus, ceva sau să-i planteze ceva și în saltau. Plus, exista și o poliție paralelă, poliția legionară, nu? Care oricând, și aici erau loc de foarte multe abuzuri la poliția legionară. Nu? Hai să spunem că poliția statului trebuia să respecte anumite legi și proceduri, dar poliția legionară nu prea ținea cont de aceste reguli. Avea alte reguli. Avea alte reguli, da. Mult mai violente. Da, 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 da. O mare pierdere pentru cultura românească această dispariție. Dar probabil că dacă nu dispărea în 40, prin 47, 48 ar fi fost... Problema tot rezolvată era. Arestat de comuniști. Sigur. Cum a fost arestat fiul său, Petru P. Andrei. Și care a făcut și el câțiva ani. A făcut câțiva ani. Cred că vreo 5 ani de pușcărie politică. Da, da. Domnule da. Profesor, îmi aduc aminte, pentru că trebuie să fac public faptul că noi ne știm de mulți ani și că am beneficiat, cum are drag, aproape săptămânal de prezența dumneavoastră la un club de prieteni unde ne-ați povestit despre filozofie și pentru că ați început cu filozofie Greciei Antice, ați vorbit și despre Platon și despre Aristotel, ați vorbit și despre personagii care la vremea respectivă aș pune capăt zilelor, nu era un act de dezonoare, ci din contra. Și citind despre viața lui Petre Andrei, nu din foarte multe izvoare, mi-a fost destul de greu să găsesc informații precise și bogate despre viața acestui profesor. Am realizat că nu era un creștin practicant, un mare, un foarte bun cunoscător al creștinismului și al istoriei și al dogmei în același timp, dar nu era un practicant al creștinismului. Deci era un filozof. Era un cunoscător al foarte bun cunoscător. Din moment ce a scris o sociologie a religiei. Nu? Excepțional și 600 de pagini. În niciun fel, niciodată nu am simțit din cele citite de mine, am reușit să citesc totuși câteva sute de pagini, că ar fi fost împotriva acestei religii, din contra, a considerat-o, istoric vorbind, că a fost singura religie care a fost o religie universală, catolicos, da? Universal. Cred că printre motivele care ar fi putut să-l împingă să facă acest gest, eu am 100% convingerea că a făcut-o pentru binele familiei și a celor de jur împrejur, care sigur ar fi avut de suferit. Exemple am avut foarte multe în istorie, da? Familiile distruse la propriu din cauza arestărilor și toate celelalte. A făcut un gest de filozof. Socrate, da. Socrate, exact același lucru a făcut. Numai că el la vremea respectivă a înghițit cu cută, dacă mi-aduc eu bine aminte, da? Aici lucrurile au stat altcumva. Ceanură, da. Este interesant cum o fi găsit el în baie atât de repede lucrul acesta, probabil era pregătit. Era pregătit. Pentru un asemenea lucru. Mai ales că scrisese deja scrisorile către familie, către soție. Momentul nu era clar. Da. Probabil că și a așteptat, s-a precipitat atunci. Aștepta momentul.
Și când a văzut că lucrurile devin fără soluție, a mers până în baie și a înghițit o travă. Domnule profesor, în finalul acestei sociologii generale, mă învârt în jurul unei cărți pe care am studiat-o cu mai mult, cu mai mult interes. Vorbește despre diferența dintre națiune și popor. Nu știu dacă cei care ne privesc în momentul de față chiar au o idee foarte clară cu ce se ocupă sociologia. Dar printre preocupările sociologiei sunt și cele legate de definirea unor termeni. Termeni sociologici. Națiunea și poporul. Nimeni nu poate să spună că Petre Andrei nu a fost un patriot. Ceva mai înainte, în prima parte a emisiunii, cu asta ați început. Sigur că da. Un om care putea să nu meargă pe front, putea să fie mutilat sau omorât și dintre brăilenii mutilați am avut un om extraordinar care s-a ocupat de Eminescu. Vorbim despre Perpesicius, care și-a pierdut mâna dreaptă, dar a învățat să scrie cu stânga. Și cu stânga a început mare antologie a poveștii eminesciene. Sunt mulți brăileni de mare ispravă în perioada ante și interbelică. Și omul acesta și-a pus viața în pericol, da? Și-a lăsat familia fără un întreținător, a ieșit de pe front rănit, da? Și a revenit, s-a întors pe front. Deci nu se poate vorbi despre un Petre Andrei decât ca despre un mare patriot. Și el a definit națiunea. Apropo, scuzați, da. Mulți au acuzat gestul lui final ca fiind produs, provocat de frică. Nu? Dar Petru P. Andrei, fiul sociologului, amintește faptul că Petre Andrei n-a fost un om fricos. Dacă era fricos... Nu făcea gestul. Se schiva de la obligațiile militare. Sigur că da. Dar, ori el s-a dus cu curaj teribil și a luptat pentru întregirea țării. Da, să revenim. Da, am să rog pe colegi să mai pună, să ne apropiem de perioada 1900 cu timelapse-ul acela, timeline-ul acela al istoriei, pentru că e foarte important să înțelegem și noi atât cât se poate prin ce perioade tulburi s-a trecut atunci în perioada, în bucata aceea mare de timp, de câteva zeci de ani. Era un act de curaj în perioada 500-600-1000 înainte de Hristos să te sinucizi. Da? Seneca, da? S-a sinucis. Și mulți alți oameni extraordinari. E un act de curaj să te sinucizi. E instinctiv să nu o faci. Da? Și cu toate acestea, rațiunea a fost mai tare decât instinctul. Da. Și omul a făcut asta gestul acesta. În cazul în care rațiunea dictează... Aici vorbim despre un om rațional. Sigur. Că așa există și sinuciderea depresivilor. Aici apare neputința de a rezista ispitei de a te sinucide. Nu cred că Petre Andrei intră în categoria depresivă. În niciun caz. El, sigur, spune că este terminat din punct de vedere nervos, dar nimeni nu l-a acuzat sau nu l-a etichetat ca fiind depresiv. Și deci gestul lui este mai degrabă dictat de rațiune. Singur. Fără doar și poate. Vorbea despre națiune și despre popor. Domnule profesor, dumneavoastră sunteți sociolog, pe lângă filozof. Așa. Care este această mare deosebire între națiune și popor? Cel puțin din punctul de vedere al sociologului Petre Andrei. Ar trebui să ne referim chiar la, singur, la carte. Soluția pe care a propus-o el în sociologia generală. El vă spune că poporul este un conglomerat uman lipsit de cultură, lipsit de organizare și de idealuri, fără conștiință socială care să-i orienteze aspirațiile, ca să zicem așa. Națiunea însă este o adunare umană
nu? Un compozit uman care dispune de această conștiință și de acest sistem de idealuri ce o pot orienta și o pot propulsa spre progres în lume, nu? Un popor fără idealuri și fără spirit național nu poate să este lăsat la voia întâmplării în istorie și este de regulă victima sigură celor care au idealuri. Și așa, nu? Popoare, chiar și în momentul acesta, sunt o grămadă. Și domnia sa, Petre Andrei, spunea în carte, da, de popoare care nu sunt națiuni. Da, har Domnului, sunt destule. Da. Unele și măcar nu pot să spui că sunt popoare, pentru că și noi dacă ne uităm acum în Constituție, există niște reguli clare care definesc, da, limbă, cum se cheamă, istorie comună și mai departe, da? Pe care și Petre Andrei l-a scos în evidență. Dar nu sunt valabile toate și pentru o națiune. Sunt valabile doar pentru un popor. Și am insistat asupra acestui punct de vedere pentru că am sesizat în ultimii ani, domnule profesor, că există niște tendințe pe care unor nu le înțeleg. De pildă, cuvântul patriotism și tot ceea ce înseamnă patriotism nu e desuet, este mai degrabă penibil deja. Dacă te apuci să vorbești despre patriotism acum, în public, da? Oamenii se uită la tine așa, cam cu grijă, dacă nu cumva spun pe de-a dreptul ce gândesc ei despre tine. Cuvântul națiune, da? E un cuvânt care definește ceva. E mai puțin important. E tratat din școală și de către elevi și de către profesori cu un soi de repăsare care pe mine mă cam uimește. Și vorbeam în nenumărate emisiuni făcute la Muzeul la Brăila, la Carol I, cu domnul profesor Cândea, că istoria României a devenit istorie, geografia României a devenit geografie, dar oare lucrurile stau mai bine la filozofie? Se mai studiază? Filozofia se mai studiază și la licee, dar fără liceele tehnologice, acelelalte tipuri de licee. La facultățile de filozofie se studiază normal, numai că s-a scos cursul de filozofie românească. Nici nu le trebuia, da. 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 Asta e... Ce putem să facem, da, cu da, ea? Da, da, da. De altfel, filozofia românească se cam oprește la Noica. Nu? Dacă e să... Și nu e un moment dintre cele mai ușoare. Nu. Noica. Nu este. Și nu pentru toată lumea. Da. Pentru că apoi filozofia în România a apucat-o pe calea occidentală a filozofiei analitice, care are preocupări în domeniul logicii, limbajului și așa mai departe. Adică ne apropiem mai degrabă de un raționalism matematic decât de o filozofie exact, clasică. Da, 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 da. Păcat, noi suntem mai aproape de zona aceasta a fostului Bizanț, pe care a clocotit cu câteva mii de ani înainte marele creuzet al filozofiei, da, precreștine, da, spunem noi. Da. Da? De la Platon încoace, dacă nu vrem să mergem și de la Platon în urmă. Da. Da. Mă bucur faptul că mi-ați ocazionat memorarea unor fapte și aprecieri legate de Petre Andrei. Pentru că, în general, se uită contribuțiile înaintașilor noștri. Amintea cineva de faptul că, întrebând elevii cine a fost Panae Tistrate sau ce știu despre Panae Tistrate, a zis că știu că este o librărie. Încă în funcțiune. Da. La fel, da, dacă întreb tânăra generație ce știu despre Petre Andrei, mulți... Cel puțin până acum vreo 10 ani ar fi spus că este o universitate. Și acesta e un subiect, iertați-mă, și acesta e un subiect care mie mi-a stârnit comentarii, vi le-am spus și dumneavoastră înainte de emisiune, am să le spun și pe post. Petre Andrei a fost un nume, a fost un exemplu din punct de vedere al lui ca ființă umană, ca profesor, da? Și pentru noi ca brăileni,
care ne bucurăm de asemenea persoane, dar și pentru restul românilor. În momentul de față, numele este purtat de o universitate care este într-o situație destul de neplăcută. Da? Cel puțin în ultimii 10 ani se întâmplă lucruri complicate acolo. Cred că cineva ar trebui, într-o formă sau într-alta, să găsească o formulă pentru a nu atașa numele acestui mare profesor, acestui sociolog deosebit, cu ce se întâmplă acolo. Singura soluție este ca să dispară elementele compromițătoare din această instituție. E o variantă. Da. Acum, vedeți, Universitatea Petre Andrei a avut o creștere foarte, foarte interesantă. Eu am pregătit niște imagini cu sediile universității. Da, le-au prezentat colegii, da. Dacă au prezentat și clădirea aceea în formă de turn. Care nu mai există acum, nu? Care nu mai este în patrimoniul universității. Da, a luat-o. Este un simptom al începutului extraordinar de dinamic al universității, care a permis o asemenea investiție excepțională. Apoi s-a întâmplat un lucru, pe lângă necazurile de care vorbeați dumneavoastră, s-a întâmplat în general o tendință de decădere a universităților private în România. Ceea ce s-a întâmplat și la Petre Andrei, la Universitatea Petre Andrei, adică numărul studenților s-a micșorat, plătitorii de taxe au devenit mai puțini și atunci construcția n-a mai putut fi finalizată, s-au rămas cu datorii teribile la bănci și atunci a trebuit să fie cedată clădirea. Și acum este o universitate de medicină acolo. Eu îmi permit pentru ultimele 2-3 minute pe care le mai avem de la această foarte vie, foarte dinamică emisiune, domnule profesor, să vă spun care este realul motiv, indiferent ce o spune, cum o spune, dar în România există o concurență total neloială, da? Eu nu sunt cadru universitar, dar știu legile, da? O foarte neloială concurență între universitățile de stat și cele private, pentru că universitățile de stat, pentru care noi, din salariile noastre și din impozite și mai departe, plătim toată populația, de un cap la celălalt, dar au și locuri cu plată. Și cum locurile cu plată de la o universitate care este gratuită, da, sunt mai ieftine, sumele sunt mai mici decât cele de la privat, da, privatul se duce în derivă. E simplu, e absolut ușor de înțeles, da? Sunt mai multe cauzele declinului. Eu cred că banul este cel care întotdeauna rezolvă problema declinului. Da? Banul, fără îndoială. Și istoria va demonstra dacă ceea ce spun eu acum, cu mult aplomb și cu multă seriozitate, este adevărat sau nu. Dar, domnule profesor, pentru ultimul minut, aș vrea să încheiați dumneavoastră această frumoasă emisiune, spun eu, în memoria unui om cu totul special. Da. Chiar vroiam să abordez o problemă. Spuneam la început că Petre Andrei a fost student al lui Gusti și apoi i-a ocupat catedra după ce Gusti s-a dus la București. Ciudat este că cei doi au evoluat în direcții diferite în sociologia românească. Adică Petre Andrei a rămas pe terenul unei sociologii teoretice, și a elaborat atâtea cărți privitoare la sociologia valorii, sociologie generală, sociologie politică, etc. În timp ce Gusti a declanșat acea mișcare a cercetării sociologice de teren, a monografiilor sociologice. Interesant e că Petre Andrei n-a avut această chemare către cercetarea de teren. El a rămas un sociolog de cabinet, cum se zice. Și este clar din cartea lui din de carte, sociologie generală. Da. Și abordarea față de studenți era aceasta. Sigur. Studiului, a cercetării, da? Spre deosebire de ceea ce Dimitri Gusti pe cealaltă parte era un personaj aplicat mai degrabă către un inginer ca mine. Corect. Da. Sigur. Gusti a lăsat o serie de inovații în societatea românească, cum ar fi Căminul Cultural, de exemplu, e creația lui, cum ar fi Muzeul Satului. Și îl vorbeam lui de bine. Sigur că da. Da. Domnule profesor, nu pot decât să vă mulțumesc că ați fost atât de amabil și m-ați însoțit în acest periplu.
de a-l pomeni la 80 de ani de la, 80 de ani. De la dispariție și să-l avem viu în minte, să le spunem oamenilor să caute carte, să citească, nu doare să citești, da. Face bine. Sigur, și poate ne mai întâlnim o dată când se împlinesc 131 de ani, 130 de ani de la naștere. Adică la anul. Cu mare drag. Încă o dată vă mulțumesc. O seară bună să aveți dumneavoastră și telespectatorii. Bună seara.